Trupele rusești sunt tot mai aproape de granița cu România. Grăniceri ucraineni de pe insula Șerpilor, aflată la 40 de kilometri de țărmul nostru, au fost somați să se predea de trupele rusești. Aproape de gurile Dunării se află și corespondenții noștri din prima linie, Marius Aizu și Adrian Negru. Marius, unde te afli mai exact și care este situația în țara vecină? Bună ziua, Livia! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Noi suntem cumva la 70-80 de kilometri distanță de Odessa în momentul acesta. Un oraș care a fost bombardat astăzi, un oraș în care un om a murit, iar alți trei au fost răniți, cum de altfel s-a întâmplat în numai puțin de 6 sau 7 localități de pe teritoriul Ucrainei. Chiar și în capitala Kiev au avut loc bombardamente începând cu dimineața aceasta, iar până la momentul acesta au fost raportate 8 decese și 9 persoane rănite. Este adevărat, informațiile au venit de la Ministerul de Interne de aici din Ucraina. Rămâne de văzut dacă situația aceasta se va agrava pe durata nopții, pentru că foarte mulți spun că la noapte este posibil din nou să fie bombardamente în continuare, să fie atacuri asupra principalelor orașe de aici din Ucraina. Între timp însă sunt foarte mulți cei care au părăsit localitățile și au părăsit localitățile și nu doar localitățile, au plecat și din țară. La ieșire din Ucraina către Republica Moldova, pe la punctul de trecere a frontierei Palanca, erau cozi de mașini pe ieșirea din Ucraina, iar în mașinile respective, familii întregi care pur și simplu voiau să plece, să fugă din calea bombardamentelor care, din păcate, au avut loc astăzi și este foarte posibil să aibă loc și zilele următoare. Însă, cu mai multe informații, o să revenim la ora 18 la Focus.